președinta Federației Patronale în Industria Construcțiilor de Mașini, federație coorganizatoare a Pavilionului Național al României la acest târg. Este prima participare a companiilor românești la ESEF. Mai multe despre fiecare din cele 8 firme participante o să vă spună fiecare dintre ei. Mefin Sinaia este un producător de echipamente de injecție pentru tractoare agricole. Suntem prezenți în 76 de țări, pe 6 continente, dar asta nu este o limită. Produsele noastre sunt cerute pe multe alte piețe și sperăm cu prezența la ESEF Utrecht să completăm gama noastră de vânzare și în alte țări din Scandinavia. ProInvest Group este înființat în anul 2000, este o afacere de familie. Anul 2017 s-a încheiat cu o cifră de afaceri de 25 de milioane de euro. În total suntem 8 divizii. Participăm la acest târg în special cu divizia Scudas, de scule, porscule, componente mecanice, dar și cu noua secție pe care vrem să o lansăm la final de an, bare cromate pentru pneumatică, hidraulică și tehnică liniară. Fărgea Neptun a fost înființată în 2002 și are un capital privat 100% românesc. Avem un număr de angajat de 165 de persoane, cu o cifră de afaceri în jurul a 15 milioane de euro. Fărgea Neptun poate produce semifabricate forjate până la 4,5 tone, începând de la piese mici în matriță închisă până la forjare liberă, cum am menționat și mai devreme, 4,5 tone. Firma Jacmé este prezentă pentru prima oară la târgu ESEF. Este o firmă capital francez care s-a implementat în România în 2003. Producem orice tip de piese din sârmă, arcuri și suntem în căutare de piețe noi. Noi lucrăm deja cu piața din Olanda și de asta am considerat că pavilionul românesc din cadrul târgului ESEF ar fi cel mai reprezentativ sau cel mai bun mod de a ne face și mai cunoscuți pe piața din Olanda. CH final în calitate de manager aprovizionare. Firma pe care o reprezint este producător de echipamente de injecție diesel. Participarea pentru prima dată la târgul ESE vine cu scopul de a crea legături importante cu producători noi. Răzvare Bedea, directorul executiv al firmei Fivex. Fivex este o uzină mecanică cu o istorie de peste 50 de ani. Suntem o firmă cu 60 de oameni care reușește să facă metanosudură, prelucrări, vopsitorie, sablare, ambalaj și livrare, bineînțeles. Firma Plasmaterna sa este situată în Târgu Mureș. Este o societate pe acțiuni creată în 1993, o societate care acum are mulți clienți, atât în străinătate cât și în România. Activitatea principală este turnarea de precizie cu tehnologia modelelor ușor fuzibile. Este o tehnologie specială pentru piese de mecanică fină, de formă complexă, din oțel și fontă. Reprezint firma Poltex în calitate de director comercial. Societatea noastră produce cilindrii cauciucați cu cauciuc și poliuretan. Piese de schimb pentru industria generală. Suntem la acest târg pentru noi clienți. Așteptăm cu nerăbdare rezultate pozitive la finalul târgului. We are very proud to have participation from Romania. And today and in the future We are ready to offer matchmaking programs, trade missions to Romanian companies whenever they need it. My name is Patrick Schilte from ESEF Utrecht and responsible for Asia. And on this show we bring together Romanian and Dutch companies to do together business. We'll be right back.
este pentru prima oară prezentă la acest târg, la ESEF. Este o participare deosebit de productivă. Cele o firme românești au avut contacte foarte bune până în acest moment. Ce vă pot spune în continuare? România a găsit și găsește în Olanda un partener deosebit.